Bine v-am găsit la o nouă ediție a dialogurilor caiete Silvane Online. Astăzi cu un vechi colaborator al Centrului de Cultură și al județului Sălaj, Mircea Groza. Bine ai venit pentru prima dată la, la dialogurile caiete Silvane Online, dar cu folos, cu, mulțumesc, cu mulțumesc o, carte, o carte așteptată de mulți sălăjeni și nu mai de mulți sălăjeni, de de mulți uh, uh, Românii, zămuri, supe, zupe și năcreli. Da, asta e E prima carte dintr-o serie de trei, care, sigur, începe ca orice masă cu zamă, dar vor continua încă două cărți, care sunt gata deja, mai greu e după ce ajunge în tipografie și... Când afli costurile, afli tehnologiile noi care costă, e multă ilustrație în carte. Deci, asta e zămurile. A doua va fi tocane, topale, în cingală și mărtaș, dar a treia va fi interesantă pentru că este vorba de piroște, în primul rând, care cel puțin în județul Sălaj au o foarte mare diversitate și chiar mulți nu cred asta când încep să le povestesc. Deci piroște și mâncări scăzute. Piroște am documentate în jur de 58 de variante total diferite, printre care și o zamă cu piroște. Dar o, aflu, o am de la doamna Diuruțan. M-am tot înainte de întâlnirea noastră cum să spun: gastronom, cercetător, șef. Hai să zicem, pasionat de. E mai mult de. de alimentația populară. E mai e mult atât. Cei de la editură mi-au spus arheolog culinar, care până la urmă s-ar vuji, s-ar potrivi, în sensul că eu chiar scormonesc și. Ne-am întâlnit de atâtea ori și pe teren, și eu ori de câte ori mă duc undeva într-un sat, într-un cătun, într-un oraș, încep discuția cu intenția de a ajunge și la alimentația populară, ca să zicem mai cumprinzător cumva, pentru că toți care spun gastronomia tradițională românească e un pic termenul gastronomie te duce așa mai spre știință, spre performanță, spre ceea ce mulți nu cred că ar fi în România. Întotdeauna ne comparăm ba cu Italia, ba cu Franța, ba cu zona asiatică, cu cei care au o gastronomie deosebită de, de chinez, în primul rând, japonezii. Noi, hai să zicem, alimentație populară. Pentru că E mai potrivit termenul și mai pe înțelesul celor care chiar sunt interesați de ce înseamnă tradițiile culinare în... Hai să vorbim despre sălaj, pentru că în aceste cărți 95% din, din povești, că nu e o carte de re rețete neapărat, cât e o carte a, cu povești ale mâncării, cu poveștile socăcițelor poveștile gospodarilor, în general. Uh, am observat așa un curent, să-i spunem, uh, și te întreb, cât de românești sunt aceste mâncăruri? Să Sau știi, cât, de, cât de naționale, hai să spun, să știi că e o adevărată polemică, chiar parcă în ultimii ani mai des întâlnită și sunt foarte mulți care spun că noi nu avem mâncărurile noastre tradiționale, că la noastre toate sunt uh, inspirate de undeva. Păstorel era un mare amator de mâncare și un cronicar uh, culinar al vremurilor. El zicea clar că noi nu avem tradiții culinare. În schimb, Radu Anton Roman, el combătea în ceea ce scria permanent și spunea, nu se poate, noi avem, avem lucruri pe care mulți nu le au. Revedor la ce m-a întrebat editorul, este Cosmin Dragomir și el are editura GastroArt. El cercetează fenomenul, ca să zic așa, și are o, are o expresie. Sarmalele sunt și românești. Și tot el îmi spunea și spun specialiști în domeniu că orice rețetă, orice mâncare care este acceptată și este folosită de minimum două generații, poți să zici că e o mâncare națională. Am fost la Berlin de câteva ori, am fost în Londra de câteva ori. La Berlin, dacă întrebe cineva care e o mâncare specifică, Berlinului, tot să spun, du-te la Mustafa să mănânci o adevărată mâncare în lipie, o mâncare turcească de fapt, dar de atâtea generații ei o consideră cea mai bună mâncare a lor în Berlin. Revenind la lucrurile din, de la noi, acum știm toți, țăranul român nu avea cărți de bucate. Țăranul român nu știa să citească. Asta e realitatea. În casele lor ce găseai? Cel mult o Biblie, dacă vorbim de cărți, pe care o citea poate sau o purta cu sfințenie, dar nu eu citea cineva mai tânăr sau învățătorul sau rețetele pe care eu le-am adunat, Îți da seama, ca să fac cartea asta zămuri, eu am trimis editurii 420 de rețete de zămuri din județul Sălaj. Cei de acolo au zis, nu se poate, este incredibil. Am fost la o conferință la Cluj, pe teme de alimentație populară și de tradiții în general, nu numai alimentație, la care partener era o universitate din Franța. Și când le-am spus de numărul de rețete, zicea nu se poate, așa de mare diversitate și cum de nu vă știe nimeni. Ei, aceste rețete au apărut în timp unele inspirate. Inspirate din bucătăria altor etnii, pentru că și aceasta e o problemă absolut pozitivă. În județul sălași sunt români, maghiari, slovaci, evrei, au fost destul de mulți am început să studiez bucătăria din casele țigănești. Aici, surpriză extraordinară, încă n-am publicat numai vreo câteva rețete. Aceste influențe erau poveștile de pe uliță. Erjica Nenii, vecina de peste drum, îmi spunea cum face Leveșa. Eu îi spuneam, bunica îi spunea ei cum face Topala. Sigur că toate erau adaptate în casele fie căruia, în funcție de posibilitățile materiale, în primul rând, în funcție de niște gusturi care nu prea se schimbă, de exemplu, o româncă niciodată nu va pune în și cărălaba sau uh, gulia care nu lipsește niciodată din leveșa ungurească. sau, dacă nu are cărălabă, pune o felie de varză dulce. Deci, gusturile, adaptarea rețetei este în funcție de gusturile familiei și în funcție de ceea ce are în grădină, ce produce. Unele sunt foarte simple, altele sunt complexe și chiar interesante de neînchipui pentru o anumită perioadă, perioada interbelică, de exemplu, cu niște rețete bazate pe ingrediente care nu prea le găseai în alte zone ale țării, vorbesc mai mult de partea sudică sau de Moldova, în zona noastră, în Hida, de exemplu, erau 18 prăvălii ale evreilor. Ăștia aduceau tot felul de minunății în prăvălii respective. Cine avea posibilitatea și le procura. Alți români, românce, socăciță mai în vârstă, lucrau în casele evreilor și aveau acces cel puțin la informații dacă nu la acel produs. Dar bunica îmi povestea așa simplu și ca o bună cunoscătoare despre nucușoară, de nucușoară, care la noi au apărut foarte târziu, inclusiv eu am descoperit-o după Revoluție, sau când am ajuns într-o altă țară. Nucușoara vorbesc ca și fruct, și mai mult îmi spunea inclusiv de floarea pietrificată a nucșoarei, care e un condiment mult mai special și mult mai rar, și ea știa despre floarea respectivă. Aia nu se poate răzui, aia se pune doar în anumite fierturi. De asemenea, aduceau lucruri de neînchipuit pentru. Săranul simplu, aveau pește afumați, aveau icre de câteva categorii. În Hida, vorbim concret de lucrurile descoperite și cercetate de mine, erau două abatoare, patru măcelării. Abatoarele erau tot ale evreilor, pentru că ei aveau preferințe sau obligații religioase asupra cărnii, mâncare, doar. Cu carne coșer, și asta știm că nu mâncau doar uh, vită, oaie vânat, pești numai care au solzi, găini, curci, păsări în general. Dar interesant, aveau abatoare, tăiau vitele sau oile, viței, mâncau numai partea de la mijloc spre cap partea din spate nu consumau deloc și atunci o puneau în vânzare în cele patru măcelării și o cumpărau românii. Bunica, de exemplu, intrând în casele evreiești, știa valoarea acestor produse, știa să le folosească și era deja pregătită cu trecerea timpului și Țăranul, au ajuns să aibă o bunăstare din ce în ce mai bunișoară și atunci era pregătită să ajungă la rețete pe care le-a văzut în casele respective. Majoritatea rețetelor sunt transmise în familie. Sunt cu anumit specific, nu doar de sat, uliță, chiar de familie. Dacă vă dau un exemplu pe care l-am mai spus, voi este imposibil să nu fi mâncat sarmale, piroște făcute de bunica sau de mamă, dar bunica în general, cele mai vechi. Ei, acele piroște parcă nu mai pot fi făcute niciodată de altceva. Ți-au rămas în minte ca cele mai bune piroște pe care le-ai mâncat. Dar te duci la vecinul și are și el piroște bune am trecut în alt sat. Și acolo sunt piroște bune. Toate sunt cu un anumit specific. Totul pleacă de la ingrediente, de la tratamentul termic, de la instrumentarul folosit, de la calitatea sobelor și a cuptoarelor, uh, gusturile despre care am pomenit, unii pun cimbru, alții nu pun deloc cimbru. Vorbesc de piroște. Toate astea s-au transmis destul de într-un stil destul de conservator în familie și destul de greu au acceptat noutățile, cel puțin bătrânii. Au fost perioade când oameni din Hida, vecini de mei, au mers la lucru păbănat, cum se zicea, asta prin anii 60 deja. Mergea cu familia întreagă, ori la casă, ori la cules, ori la nu știu ce, lucrări prin IASE-urile mari din Banat, din Banat. De multe ori își ducea și familia, sau cel puțin nevasta. Femeile au ajuns să lucreze unele dintre ele la cantina gostatului. Deja a reușit să învețe să facă mâncare pentru un număr mare de persoane așa au apărut socăcițele mai tinere, pregătite involuntar chiar în banat, dar venite în sat au adus salata de băf, șnițelul, care se mânca în cantina de acolo și au apărut modificări în meniul Evenimentul nu neapărat anunților. O altă perioadă a fost tot prin anii 60, poate și înainte, plecarea tinerelor fete slușnice prin marile orașe, unele chiar la București. Astea au venit deja cu alte modalități de a Au venit cu ideea de Borș, cu ideea de bere făcută în casă, cu ciorbe un pic mai elaborate. Când am vorbit despre Borș, despre apariția lui în, în sălaj, e clar că e acea perioadă a slujnicelor, dar cercetătorul sălăjan Ioan Augustin Goia de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj m-a îndrumat spre niște sate din zona Agriș, pustă, răstolțul deșert, și să vorbesc cu niște oameni mai în vârstă că și înainte să făcea borș la noi, dar îi spunea chisăliță. Și mi-au explicat câteva bătrâne cum făceau cu coș de pâine negre. Cu... Deci cam același, dar nu era așa limpede, era mai grosuț și poate chiar mai asemănător cu borjul pe care l-am văzut eu undeva prin Polonia. Aceste slujnici au venit apoi și au avut cunoștințe inclusiv de aranjatul mesei în casă, de folosirea altor ingrediente aduse de la oraș. Ce mă surprinde mai tare în toate drumurile mele prin județ și mai ales pe Valea Someșului, nu am întâlnit rețete cu pește. Deși Someșul e un râu mare și sunt pești suficienți. Nu este o tradiție de pește. Nu știu dacă nici din bătrâni nu prea mi-au transmis mesaje care ar fi fost uh, preferat peștele din Someș pe masa țăranului. A fost acea perioadă comunistă în care te obliga să cumperi pește congelat și la un moment dat apărea chiar o aversiune față de ideea de a mânca pește, mai ales când venea congelat, nu știai să-l prepari, nu, era obligatoriu să-l iei legat de altceva. Poate și asta a fost o anumită reținere, dar nici acum mai nou, în afară de cei care merg la picnic pe malul Someșului fiind pescari, nu întâlnesc nici măcar în restaurante rețete mai mult decât Merlucius Păstrăv. Au apărut la un moment dat somonul. Sigur că nu e tradițional. Dar asta mă surprinde că în, în casele țăranilor nu se mânca pește. Era prezentă zi de zi oala cu zamă, oala cu mămăligă. Mămăliga se făcea aproape zilnic și care se întărea, se refolosea, ori o frija în răbuță mici, în dumnicați și prăja în ulei sau în întură în funcție dacă era post sau era de dulce și făcea o prăjală din dumnicăciori, sărați, pipărați și cu mușdei. Deci lucruri așa de simple și care ar, avea, ar putea avea succes în unele localuri. Ești unul dintre cei mai cunoscuți să în momentul de față, cu siguranță spun asta. Ai avut emisiuni diverse, ai mers prin țară, ai fost prezent pe posturi naționale de televiziune, emisiuni de radio, etc. O întrebare sau o curiozitate, a mea, cât te simți că ești un influencer, că tot e la mod de cuvântul ăsta? Ei, hey, acum, sigur că influencerii sunt uh, oameni de ai momentului. Uh, nici nu știam exact termenul. Am simțit că sunt solicitat și că mă întreabă foarte multe și mulți mă întreabă foarte multe despre județ și în prima fază era o mândrie personală. Zic, bă, fac ceva, județul să lași, trebuie să primeze, sunt acolo și... Nu știu dacă... Poate că ai spus tu acum, nu știu dacă chiar sunt un influencer, dacă mă eu un pic mai atent, mai atent de aici înainte, prin faptul că mi-ai pus întrebarea, dar da, acum mă gândesc așa retroactiv, am fost invitat la, la multe televiziuni, am fost invitat la conferințe și simpozioane și în universități care au cursuri și de gastronomie. Și în timp am observat că lucrurile pe care le spuneam eu acolo au fost preluate, au fost discutate, au fost promovate, au influențat, au influențat specialiști în gastronomie să se întoarcă spre tradiții. Sunt așa de încântat de faptul că am fost invitat, de exemplu, la prima gală șef de România, unde am primit chiar premiul special al jurului pentru tot ceea ce fac eu aici și surpriza plăcută a fost că în această gală a fost o categorie tradiții culinare românești cel mai bun bucătar. Un lucru extraordinar. La show-urile astea de televiziune, la care eu nu mă prea uit, pentru că sunt show și nu e chiar o lecție de a găti, dar este rubrică și despre tradiții culinare românești. Deci încep să apară lucrul ăsta. Eu sunt, cred că, primul care am folosit insistent termenul socăciță în discursul meu, în prezentările mele, în emisiunile mele. Din ce în ce mai mult îl folosesc, ia că sunt mândru și de asta. Sunt alte lucruri pe care mi le aduc aminte despre folosirea ierburilor, de exemplu, cimbru pe la care, al, al căruia eu sunt chiar fan ca cimbru. Sunt amintit în unele întâlniri, vedeți că și domnul Mircea Groza spune că, asta am sesizat, sunt pomenit în lucrări de specialitate, sunt pomenit în în cursuri ale Facultății de Geografie, acum mi s-a transmis din Cluj. Până la urmă, poate că sunt influencer. Dacă se iau părțile bune care mi-i dași mie, sigur că e bucuria mea asta și e plăcut până la urmă. Ai postat pe Facebook mii de rețete, cu siguranță. Da simți că aceste rețete sunt făcute de mult? Da, da, asta e iar o altă mare satisfacție a mea și cea mai fericită perioadă a fost fericită din punctul ăsta de vedere, perioada pandemiei, când din ce în ce mai mulți oameni găteau acasă. Și au început să să mă solicite mai des, să-mi ceară detalii, să-mi să prezinte producțiile lor, să se laude. Uite cum facea bunica, dar seamănă cu ce faci dumneata și eu spun, în perioada pandemiei, cred că nu nu puteam să mă închipui că sunt atâtea rețete de pâine care se pot face acasă și care s-au făcut. Erau și glumele ale că nu mai este făină pe raft, că nu mai este drojdie, da, sunt mulți, foarte mulți, sunt sute, mii poate chiar care mulțumesc și care îmi spun că au gătit după rețetele mele. Nici nu-ți trebuie mai mare satisfacție de atâta cât să spui, da, domnule, am făcut exact cum ai zis, chiar dacă m-am mai încurcat la unele cuvinte, dar după poze mi-am dat seama, am făcut și a ieșit foarte, foarte bună. Chiar mi-aduc aminte de copilărie. Sunt, fără să exagerez, sunt foarte mulți care îmi spun că gătesc așa. Sunt și restaurante care le-au preluat. Unele m-au menționat și mi-au cerut uh, avizul, ca să zic așa. Alții le-au luat așa, m-au atenționat. Vezi că rețeta ta a apărut acolo chiar și scrisă. Măi, acum dacă a apărut, e foarte bine. Eu le-am făcut publice. Scopul meu ăsta a fost în primul rând să-i combat pe cei care îmi spun că nu avem o bucătărie a noastră. În al doilea rând am ținut foarte tare să le scriu exact cum mi-au fost transmise și foarte greu să transcrii după căști în registrele de pe teren pentru că nu puteam face numai eu, ori pe cine am pus nu pricepea esența limbajului. Și am încercat și cu tineri să fac... Cred că îți dai seama că E foarte greu să transcrie atâtea, sute de ore de înregistrări. Sunt și programe pe calculator care pot să, trans să transcrie o înregistrare, dar nu vușește cu vorbirea. E inteligența artificială, da. da, da. Poate acolo. Poate acolo cineva m-ar putea îndruma, pentru că termenii, de exemplu, cu cartea asta am avut mari probleme, au ajuns la corectură. Deși le-am transmis, vedeți punctuație, aranjarea cuvintelor într-un anumit text, lucruri de specialitate, de scriitor, până la urmă, corectează-le. Tu, dar au început să-mi corecteze mai mult decât am vrut eu. De exemplu, Uh, la mine în texte, țăranul nu spune niciodată iarăși. Iar. El spune iară sau iar. Sau... Ei mi-au corectat cu niște chestii și am, aproape că am mai scris o dată. Și e chiar mai, mai greu pentru că ai făcut și ai scris atâtea cărți și corectura e foarte dificilă pentru că tu ai cartea în cap și treci peste greșeli foarte ușor. O citești corect, că știi. Nu, nu știu dacă ți s-a întâmplat. Deci trebuie să, să o corectezi să o citești pe litere ca să o faci. Ei, ă, sunt restaurante care mi-au luat rețete și le, le promovează. Ultima întrebare. <coughs> Crezi că sălajul ar avea o șansă de dezvoltare? Evident. Și și turistică prin gastronomie? Da, eu, eu cred că o șansă mare. Vorbeam cu copiii mei, de fapt, zilele trecute chiar, au fost în niște trasee turiste turistice prin Portugalia. Atât de simple și care pot aduce atâția bani. Drumuri pe coasta oceanului, sau pe cursul unui râu, pe jos, trebuie să ajungi în locația cu tare, în satul cu tare, în pensiunea cu tare, 7 km, 10 km, 20 de km pe zi, așa progresiv, vreo 7 zile și în funcție de vârstă. Dar toate se încheiau cu o masă cu specific local. Ei, eu imediat m-am gândit, de ce nu facem noi un drum al pălinciilor? Pe jos, seara ne oprim la Pălincie, un drum al cramelor. Nu-s distanțe mari. Pe dealuri, prin grădin, prin poieni, prin... Un traseu bine gândit, eu, eu chiar că aș putea să ofer multe detalii dacă cineva s-ar încumeta să facă lucrurile astea. Spun, ce mâncare putem noi oferi? Nu-ți oferă nici Portugalia, nici Statele Unite, nici Ungaria mai bine ca noi. Îți mai spun un lucru. La toate întâlnirile mele importante cu cei din Horeca, în conferințe, în simpozoane, atâta eram de mândru când îmi spuneau nu mie, spuneau celor prezențe: Nu există, nu puteți bea o șampanie mai bună astăzi în România decât carasia de la Carastelec. Asta am auzit eu de la somelierii. Și la degustări mari, importante, la nivel foarte înalt. Carasia de Carastelec, cea mai bună șampanie la ora actuală din România. Nu puteți bea o pălincă mai bună decât pălinca de bădăcin. Nu știu dacă ai fost acolo. Fost. Și ai văzut ce face omul ăla și câte categorii. Nu știu dacă știi detaliile. Pălinca de bădăcin este atât de bună încât după ce bei parcă nu-ți mai place altă pălincă. Și mi-au spus de acolo, chiar domnul Vălcoan, că a trimis la început când și-a autorizat fabricuța și producția, sunt obligați să trimită la niște laboratoare specializate care să măsoare metilul din, din lichid. Și unul dintre laboratoarele mari este în Vrancea, unde se face și vestitul coniac Vasconi se făcea pe vremuri un coniac foarte bun, dacă îl mai amintim noi. Și avea o corespondență așa de agitată cu cei de acolo, domnule, mai trimiteți că ceva nu în regulă. Și mai trimis un sede. de... Și domnule, e singura pălincă verificată, analizată de noi, care nu are deloc, nici în limitele alea permise metil. Nu e numai cu și numai Bădăcinu, e și Mleu, e, sunt păi, multe. Păi stai așa, că e Silvania, S e uh, Camăru, apar vi mai noi, este o vie prin zona Zalnoc. Dar când va fi în săraj un restaurant în care să, să se facă asemenea rețete? Spun și asta. Sunt foarte rari oamenii de afaceri care își deschid restaurante și care se pricep la restaurație. Sunt foarte puțini. Pentru ei este o afacere. Totul pleacă de la dorința de a-și recupera rapid investiția, nu contează cum, totul pleacă de la cei patroni care, chiar dacă au posibilități mari, nu plătesc oamenii cât merită și încât să să poată să-și permite să aducă specialiști pe domenii. Noi suntem singura țară, cred că din Europa, care nu mai avem nicio școală de formare a personalului Horeca. Sunt câteva afiliate pe lângă sindicate, pe lângă inspecția muncii, dar mult, mai mult sunt niște fabrici de diplome pentru oamenii nevoiași să aibă o diplomă, poate îl angajează cineva. Deci și aici o afacere până la urmă, că să plătește o taxă sau plătește sindicatul. Oamenii de specialitate nu mai există. Eu vorbeam la o întâlnire cu oameni importanți din Cluj, din domeniul Horeca, cine sunt bucătarii voștri, am unul foarte bun care a lucrat în Spania, dar care a fost șef în Spania. Bun, și pe lângă el, ăia alți învață, dar nu prea stau, pleacă. O spătare cine sunt? Sunt foarte buni, corecți, curați, studenți din Cluj. Zic, bine, fă o întâlnire cu ei și întreabă pe toți ospătarii ăștia dacă unul dintre ei a fost vreodată servit într-un restaurant de mare clasă. Să știe ce înseamnă arta ospătarului. În Elveția sunt atâtea școli. Universități care pregătesc personal Horeca. Și o cum să spun, e o școală cu mare, mare avantaje. Deci, face încasări uriașe pentru că pregătește specialiști în Horeca pentru întreaga lume și mai ales acum, în ultimii ani, pentru zona arabă, unde au, au apărut acele minun de hoteluri și restaurante și unei nevoie de personal super calificat. Și aia cam tot să califică în Franța sau în Elveția mare parte. Asta e durerea mea că încă noi nu avem personal, nu avem mintea să conducem un restaurant care să ne promoveze. E mult mai simplu dacă am adus un bucătar care a lucrat la Napoli să facă pizza Napoli, o știe face, e bună, dar noi pentru cine Facem pizza aia. Cred că va trebui să te mai invit la o serie de emisiuni. Da, cu are bucurie oricum. Sunt multe de povestit cu tine de fiecare dată. Așadar, vă recomand și eu această carte Zămuri, supe, zupe și năcrede autor Mircea Groza. Felicitări! La final, dacă dorești să mai spui ceva, să-ți ceva. Să aibă încredere în tot ceea ce face țăranul, în tot ceea ce știe de acasă, să-și aducă aminte de copilărie. Uite, mă duc zilele următoare la o întâlnire foarte faină, la o ujină, la marin și de-abia aștept să ajung să mănânc o după masă ce fac socăcițele din marin. Tot cu Patricia. Dacă... Dar ujina însemnând... Ujina este acea mâncare dintre prânz și cină. Deși, impropriu spus, că și la noi prânzul nu-i mâncarea de... La noi îi spune mâncarea de amiază. Prânzul este micul dejun. Da. Dar hai să zicem așa, între prânz și cină este mâncarea aia de după ora 4-5. O ujină care de multe ori se termină cu cina, de fapt. <laughs> Astăzi am spune gustare. Da, 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 da. <laughs> Sau o masă intermediară da. între masele principale, ar spune nutriționiștii. Mulțumesc, Mircea Groza, pentru prezență și vouă pentru atenție. La revedere! Și eu vă mulțumesc sănătate multă!